super. Hai să începem cu asta. Ia uitați aici frumusețe. Asta? Da, eu zic că imaginile zice tot. Zice tot. Ia uitați aici. Ce vorbiți, bă? Bă, dar ce vorbiți, bă? Dar... Ia uitați aici. Frumusețe. Din Game of Thrones. Am reușit să facem o pozală. Hai să intrăm un pic să vedem despre ce e vorba. Acum, de fapt, intrăm. Mai luăm un pic la plimbat pe acolo, pentru că noi am trecut chiar pe unde trebuia, adică să ne facem poza aia pe tron. Bună dimineața, dragilor! Noi aseară ne-am parcat, după cum v-am spus, într-o parcare de pe autostradă. Și acum, numai ce ne-am trezit, am băut un ceai și ne punem să mâncăm. Hai să vă arăt și vouă cum ne-am pregătit noi ziua de astăzi, începutul zilei de astăzi. Deci, dragii mei, suntem într-o parcare, după cum bine vedeți. Și avem aici Teana. Avem și masa aici, frumos așezată, cu tot ce trebuie, mâncare. Și o avem și pe Fufuca. Ce ne faci, Fufuca? Cu farina? Deci, dragilor, noi ne continuăm, după ce mâncăm, o să ne continuăm drumul și o să ajungem la Dubrovnik. Călătorul îi stă bine cu drumul, nu? Hai! Dragilor, acum suntem la intrare în Bosnia. Aici este o bucată din șoseaua care merge spre Dubrovnik, trece prin Bosnia-Herzegovina. Ia să vedem ce ne cer ăstea la acest punct de frontieră. Nu cred că o să ne ceară buletin sau ceva. Vedem. Este oprit, noi am fost norocoși, cred că, și ori avut treabă cu ei, că ne punea să scoatem toate. Oricum, noi eram în regulă cu tot. Pentru această vamă, noi am folosit buletinul. Aici, acum, suntem în Bosnia, Herzegovina. Ce ciudată! Și parcă vezi că nu mergem mulți kilometri și ne trezim în Croația din nou. Adică va trebui să mai trecem încă o dată următorul punct de frontieră. Hai să vedem cum este. Deci, dragilor, imediat ajungem în vama croată. Deci am mers, cât să vă zic eu ție, 5 km maxim. Deci maxim 5 km am mers. Bosnia și acum ieșim din nou din Bosnia și intrăm în Croația. Intrarea în vamă. Ne continuăm drumul. Trebuie să și port distres pe aici, dar lângă poate ne iasă drumul în cale. Ceva inedită, super fain. Hai să vedem ce ne mai așteaptă. Miroase. Miroase Luana Burcel. A reușit să ajungem și drumul cel bun. Drumul care trebuie. Până acum am fost numai noi pe drum. Am luat-o pe drum cel bun. Peisaje frumoase, dragii mei, în apropiere de Dubrovnik. Foarte frumos, foarte frumos. Super, îmi place. Așa, da.
Dubrovnik, oricum se vede oraș foarte frumos. O să-l descoperim foarte, o să-l descoperim încet încet. Cât timp vom sta aici, o să avem multe imagini. Sper să vă placă. Și vă urez vizionare plăcută în continuare. Drăguților, sunt transpirat tot. Terminat, dar n-am putut să renunț să vin până aici, să ajung în orașul vechi al Dubrovnicului, să vă arăt și vouă cam cum stau lucrurile aici. Hai să începem cu asta. Un tur de castel, ia uitați ce frumos. Și aici a stat mama, s-a filmat Game of Thrones. Și undeva pe o, acolo pe sus, pe un geam din ăla, pe o fereastră, a ieșit aia blondă din Game of Thrones, nu mai știu cum o cheamă, dar voi știți. Dar dacă nu, lăsați-mi un comentariu să-mi văd și eu. Ia uitați aici, deci Dragoanca, mama dragoancilor, dragonilor, a ieșit undeva pe acolo. Is this a riddle? Mamă, dar ce fain, iubita, wow, dar ce belea. Nu știu dacă voi știți că aici s-a filmat din Game of Thrones, a? Depășesc pe Ana. Ia uitați aici, frumusețe, frumusețe, wow, wow, mamă, ce belea, ioi, ioi. Ia uitați-mă! Bă, nu știu istoria locului, dar eu vi-l arăt. Deci, ce să vă zic? N-am avut timp să învăț despre lucruri din astea, pentru că eu conduc foarte mult și n-am cum. Deci, posibilitățile sunt minime să pot să fac lucrul ăsta. Dar eu zic că imaginile zice tot. Zice tot, ia uitați aici. Ce vorbiți, bă? Dar ce vorbiți, bă? Dar cum puteți să ziceți voi că nu-i frumos aici? Hai să vă aud, bă. Lăsați un like dacă nu vă place. Sau ba nu, dacă vă place. E un pic cam belea cu parcarea, dar ne-am descurcat. E aglomerație, în parcări, locul strâmt, dar dacă vrei, poți. No, hai, dragii mei. Pe la frumuseți, bineînțeles. Pare o să am ocazie să stau și pe tronul ăla. Ia uitați aici, frumusețe. Dragilor, am reușit până la urmă în cumpărând un suvenir din magazinul cu tronul din Game of Thrones. Am reușit să facem o poză și chiar o filmare. O să le vedeți aici. Dragilor, dacă tot suntem aici în față la o catedrală, hai să intrăm un pic să vedem despre ce e vorba, cum arată. Chiar sunt curios, nu știu voi dacă sunteți curios. Să intrăm și noi să vedem ce se întâmplă aici. Vine multă lume de jos. Pare o să reușim să intrăm și noi. Sau poate invers treaba. Hai că ne-am strecurat și noi. Aici un bar.
Aici te observ să fac sărituri. Ia să vedem cine urmează la sărit, fata sau băiatul. Voi ce ziceți? Ia să vedem săritura. Hai, prietene. Wow! Sare și fata. Străzi de pisici. Dragilor, am găsit și noi intrarea principală. Așa. Acum, de fapt, intrăm pe unde trebuie. Bine, și pe unde am intrat noi, e ok, dar pe aici este intrarea principală. Deci noi ne-am reîntors în frumosul oraș. Mai luăm un pic la plimbat pe aici, poate mai vedem ceva lucruri bune, frumoase. Dar de fapt noi am intrat bine, Ana, pe acolo, pentru că noi am trecut chiar pe unde trebuia, adică să ne facem poza aia pe tron. Arăt și cu... Și cu tronul. A, tronul, da. Tronul în miniatură. Pentru mouse. A, da, uite. Sau pentru mouse. Da. Frumos. Totul e despre Game of Thrones aici. Mare parte. Imaginile care le-am văzut sunt de ajuns. Eu sunt mulțumit de tot ceea ce am văzut pe astăzi. Foarte mulțumit. Dragilor, noi am părăsit cetatea tronului. Ne îndreptăm spre cetatea noastră, adică spre Buzul nostru, pentru că trebuie să ne găsim noaptea asta unde să dormim. Și se face târziu și trebuie să ne aranjăm cu dormitul pentru la noapte. Poate vom dormi din nou pe autostradă, încă nu știm exact. Hai să vedem ce urmează. Noi ne continuăm călătoria spre Grecia. Mâine o să trecem în Muntenegru. O să avem imagini și de acolo. Dragilor, sper să mă auziți. Mă scuzați de zgomotul mașinilor, dar nu puteam să nu vă arăt și asta. Apusul peste frumosul oraș Dubrovnik. Deci nu mai venea cum îi spune de emoțiile care le am. Ce super se vede. Păcat că voi nu puteți să vedeți toată imaginea clară. Deci e o nebunie. Super fain. Ia uitați aici, frumusețe. O, super frumusețe. Ne bucurăm la maxim. Foarte frumos, foarte frumos. Dragii mei, noi ne continuăm drumul, mergem spre Muntenegru. O să avem imagini și de la Muntenegru. Nu știu exact ce vedem. Vă urez o seară frumoasă și vouă, la fel cum ea noastră, cum a pus atât de superb.